Salut! Acesta este zdrobitorul cu descerchinător, homemade, început de mine anul trecut, după ce am avut pe mână unul italian de fabrică, de pe care am preluat, să-i spunem așa, dimensiunile și adaptând cu ce piese am mai găsit, am făcut și eu unul. Mulțumesc pe această cale și lui Ciprian, care mi-a dat impulsul de am construit și eu un astfel de zdrobitor, pentru că și el are făcut unul homemade, care își face treaba foarte bine și eu sper să-și facă și acesta treaba. Pe scurt, am făcut un cadru din cornier 2x2. Cred că are lungime 1 metru pe 30, dacă nu mă înșel. Aici este un zdrobitor normal, da? Indispensabil, cu două role de plastic, ceva mai tare. Iar pentru antrenare, pe partea, pe axul cu coarbă, observați că am lăsat și coarba, am pus o folie de mașină de spălat pe o foaie de bicicletă, care cu ajutorul unui lanț antrenează pinionul acesta, care este fixat de axul cu palete, care va bate strugurii zdrobiți. Paletele sunt puse să arunce strugurii ciorchinii spre exterior. Și toată treaba asta este conectată la un motor de vreo 1000 și ceva de wați, nu știu mai exact. Aici avem o folie, n-am găsit alta mai mică ca să se învârtă mai încetul și cu mai multă forță. Asta este un tub de PVC care l-am găurit un burghiu de 25 de milimetri diametru, pentru că așa erau găurile la cel original. Și se pot observa paletele. Deci o să se învârtă așa. Asta este o bucată de fier pe care am sudat paletele. Iar aici în față i-am dat un filet și am de 18, am folosit piulițe de 18. Sunt două piulițe ca să nu se desfacă și o șaibă ca să poată să se învârtă cât de cât liber. Este ancorat aici cu două șuruburi de 12 cu două piulițe, tot pe o bucată de cornier. Aici am lăsat un șurub de genul ăsta cu o piuliță aici pentru legătură. Pe o placă pus, mai frumos, și cu leme.